Bună ziua tuturor, sunt Arotela. Iată-mă în fața voastră cu etalarea pentru cei cu soare, lună, venus, ascendent, învărsător. Am înregistrat această etalare. Din acest motiv cărțile sunt în principiu așezate, dar am pierdut înregistrarea, s-a deconectat brusc și nici nu s-a salvat. Probabil acest mercur teribil. Dacă mă voi vorbui sau voi spune voi face greșeli mai mult decât de obicei sau voi fi neclară. Vă rog, reveniți, reascultați peste o săptămână-două. În cazul în care nu înțelegeți, deși eu sunt clară, reveniți peste o săptămână-două și vedeți ce mesaj aveți de luat. Ați primit aceste cărți din seria cărților, cărților de oracol în scopul vieții. Ați primit sensibilitate, cu alte cuvinte, și speaker. Orator. Se pare că unii dintre voi ați devenit extrem de sensibili la mediul înconjurător, la anumite vibrații, la anumite persoane și sunteți chemați să vă schimbați viața conform acestor sensibilități pe care le percepeți. Aș vrea totuși să preiau câteva idei din cartea cu care au venit aceste oracole. Pentru că sunt interesante, cartea spune că ceva se întâmplă, ori în ambientul vostru profesional sau familial sau eu știu, de caro fiel, emoțional, sentimental, ceva se întâmplă, posibil, există niște energii negative care vă accentuează sensibilitatea sufletului, nu doar a, a corpului. Dacă percepeți deja la nivel fizic anumite lucruri, înseamnă că trebuie să schimbați ceva, e clar. Este timpul să... F... să înțelegeți și să faceți schimbările despre care am spus. Uneori este nevoie chiar să schimbați un job, un proiect sau locul în care stați. Poate să fie chiar și familie. În cazul în care, într-adevăr, sunt niște discuții, pentru că la un moment dat o să vă zic că a apărut și cinci de spade. Cineva are discuții într-un anumit spațiu. Argumente. Este foarte posibil ca... Vibrația voastră să crească. Da, a unora dintre voi. Este foarte posibil ca vibrația voastră să crească și să nu mai rezonați cu anumite persoane din viața voastră. Este o rețea în jurul, în jurul capului. Poate chiar comunicați posibil prea mult pe internet, pe telefon și aveți nevoie de o pauză, de o limpezire. Poate chiar experimentați niște schimbări de interese. Vi se schimbă gusturile. Și odată ce se întâmplă aceste fenomene, sunteți invitați să vă orientați către noile schimbări, că nu degeaba au venit. Dacă simțiți nevoia să schimbați jobul, schimbați-l. Înseamnă că aveți ceva mai mult de învățat în noul job. Sunt niște semnale pe care voi le percepeți. Și e bine să le acordați atenție. Este foarte posibil să fie nevoie să schimbați ori felul în care comunicați, colaborați, ori pur și simplu colaboratorii, clienții. Și să fiți deschiți la, la aceste semnale. S-ar putea să fie și semnale bune, nu doar negative. Doar trebuie să le ascultați. La capătul setului, a apărut acest speaker, orator. Și Dorin Vărciu sugerează că e posibil unii dintre voi să aveți nevoie să comunicați. Eventual, despre această sensibilitate, despre ceea ce percepeți voi, din partea unora și altora sau a mediului în care stați, este foarte posibil să fie nevoie pentru unii, nu pentru toată lumea, să vorbiți în public despre un proiect, despre un studiu, despre orice, da? Și să aveți emoții, da? Să fiți extrem de sensibili la acest moment în care voi vă prezentați în public și trebuie să experimentați această poziție, da? Dar, chiar dacă vine cu un pic de stres și de. exagerare a simțurilor voastre, la sfârșit, veți experimenta și bucuria faptului că până la urmă ați exprimat ce trebuie să exprimați. Proiectul vostru, ideea voastră, conceptul vostru, chiar problemele pe care le simțiți vis-a-vis -vis de anumite persoane, de anumite relații. Dacă nu este la job, poate să fie și, la, și acasă. Probabil anumite relații trebuie resetate sau, în fine, rediscutate. La cap, nu la capătul setului. În setul acesta de cărți, mesaje de la îngeri, aveți 31 și 9, dacă asta vă spune ceva. Dragostea face diferența. Dragostea ajută să vă vindecați rănile trecutului și asigură, vedeți, o senzație de securitate și de. Apreciere de sine. Se spune că dragostea este puternică și poate să îndure orice. Dacă ai încredere în dragoste, orice altceva se va așeza la locul său într-un fel sau altul mai devreme sau mai târziu. Când experimentezi provocări, de exemplu la locul de muncă, m-am vorbit mai devreme, este important să -ți ții inima deschisă. Ei, și atunci vei exprima cu inima deschisă și vei fi perceput cum trebuie, corect. Și totuși, anumite limite sănătoase sunt foarte importante în a crea relații de încredere. Ar trebui să oferi din inimă. ca să primești din partea celorlalți tot din inimă. Partenerul, în schimb, îți va, dacă tu îi oferi deschis, partenerul sau partenera îți va oferi sau va împărtăși, și va fi în stare să împărtășească știind că există respect mutual și că acest respect este apreciat. Amabilitatea este foarte importantă într-o relație și în felul în care comunicați și mai ales cum vă comunicați sentimentele, simțurile, sensibilitățile. Că amabilitatea este o valoare care permite ambelor părți să fie înțelese și hrănite. Încearcă și. Menține această amabilitate. În, în momentele de conversații dificile sau de provocări, sau în momentul în care te simți furios, încearcă să te menții amabil și lucrurile se vor schimba. Ei spun așa că această femeie, când anunță la un trombon ceva, anunță, iar o chestie de comunicare publică sau, în fine, directă față de. Un grup sau față de cineva anume. Eventual își anunță dorințele, visurile. Pentru că visează, e clar. Parcă se vede nu? Se vede cum. visează cu ochii deschiși. Și la ce visează? la o relație frumoasă în care cei doi plutesc pe apeline într-un peisaj frumos, deși ea este într-un ocean foarte tulbure. Adică trece printr-o perioadă de emoții foarte confuze sau de extremă sensibilitate. Interesant cum s-au așezat cărțile și parcă confirmă ce am spus mai devreme. Și aici e ideea. Dacă continui să visezi și să-ți resetezi, să te resetezi continuu conform simțurilor tale, vei ajunge să manifesti ceea ce îți dorești. Eventual această dragoste la care visează. Ce mi se pare interesant și văd acum, n am văzut data trecută, și atunci e bine dacă așa se întâmplă, parcă oarecum această structură emoțională se regăsește într-o formă, așa o văd eu, și aici la nivel mental. Și dacă vedeți și voi același lucru, înseamnă că mesajele pe care le-am transmis totuși se leagă. La capătul setului de cărți aveți încetiniți. Slow down, da? Și ce înseamnă asta? Cum am spus și mai devreme, calmați-vă, relaxați-vă, eventual izolați-vă în cazul în care mediul în care stați nu este tocmai cel potrivit. Ca să vă puteți asculta mesajele îngerii, îngerii, da? Gizi, protectori. Conectați-vă un pic la altă latura voastră. Aici avem peștișorii visarea, da? Iar doamna domnișoara de aici la fel, visează. Dați-vă timp să visați și să nu mai gândiți. Să nu mai gândiți că altfel intrați în, această, în acest labirint, labirint mental. Da? Și acest labirint mental vă accentuează sensibilitatea. Oricum, nu uitați că în momentul în care ieșiți din labirint, vă calmați simțurile, percepțiile. Ah. Reușiți să vă conectați, probabil, la cine vreți. La o anumită persoană care vă susține sau care este perechea voastră. Dacă nu este sufletul vostru pereche, poate este cineva din preajma voastră, un prieten, un membru al familiei care vă susține, da? Dar trebuie să ieșiți din acest labirint și să vă calmați. Sper să nu se întrerupe înregistrarea. Dacă se va întrerupe, asta îi dăm vina pe Mercur să vă arăt ce cărți ați primit. Nu le mai amestec pentru că mi s-au părut în principiu ok, nu are rost. Și înainte să vi le arăt, o să vă spun că am văzut de câteva ori cinci de spade, evident semn de aer, gemeni, balanță sau vărsător, ori o fi un alt semn de aer, ori altcineva care se manifestă așa. Argumente înseamnă 5 de spade pe care trebuie să le lăsați în spate, au confirmat și cărțile mai devreme. Argumente care vă fac probabil extrem de sensibili. Central ce aveți pentru noiembrie? 10 de monede. 10 de monede, evident, exprimă abundență, dar exprimă și altceva. Exprimă imaginea unei familii reușite, aparent. În general, față de 10 de cupe, această familie este oarecum tradițională. Oamenii stau împreună ca să creeze ceva durabil, da? să creeze o moștenire pentru copii. Că sunteți cu cineva, soț-soție, mamă-tată, nu contează, sau în preajma lor. Și aceste persoane stau împreună pentru copil, probabil că variază de la unii la alții. Unii s-ar putea să respecte și tradițiile de frica de a ieși din. sau de a fi văzuți altfel, dar să nu uităm că vărsători, în general, oricine are aceste planete, nu ar trebui să-și facă probleme în privința asta. Suntem un pic în afara regulilor. 10 de monede, evident. Are și mesaje frumoase. Chiar dacă poate nu este prea multă emoție în acest cuplu, există rezistență, stabilitate. Că sunteți în această familie și este familia voastră, adică sunteți soț, soție sau aici sunt părinții voștri care se luptă să vă creeze stabilitate materială în viață, Variază de la unii la alții. Oricum, central, această carte apare cu un scop, pentru unii. Ce vă provoacă sau ce vă blochează? Mie îmi place mai mult să zic provoacă. Asul de monede. Și am uitat să vă zic că înainte să începe talarea, mi-am luat un moment de meditație și am văzut, și îmi place cum a confirmat, dar asta e. Am uitat să zic de la început. Am văzut o ușă care se deschide. Și când s-a deschis, s a pătruns multă lumină. Și acum revin la aceste două cărți, care, aparent, sunt, se provoacă una pe cealaltă, dar, totdeauna trebuie să vedem dincolo de aparențe, evident. Astfel de monede poate să fie și un început, un proiect. M-am vorbit mai devreme. Un dar de bani, un nou job, o nouă relație. Și atunci, evident că provoacă această carte foarte stabilă. Pentru unii care sunteți posibil mai tineri. Sau nu neapărat mai tineri. Dar, în fine, vă dau mai multe variante, deși încă n-am amestecat toate cărțile. Pentru unii este posibil să vă doriți să ieșiți din mediul familiar și să începeți o nouă relație. Poate să fie un job, da? Care să vă ducă departe de familie. Un proiect. Care să vă scoată din tradiții. Așa văd. Vă se pare că astăzi văd altfel decât data trecută. Așa. A, poate să fie o relație pe care vă doriți. O relație care să vă scoată din această căsnicie de care v-am zis. În care cei doi stau pentru copil. Și nu-i bine să stați evident. Nu-i bine deloc. Și aici este provocarea. Evident că poate să fie un semn de pământ. Taur fecioară sau capricorn. Dar același de semn de pământ sau altul este și în această carte. În fine, variază mesajul de la unul la altul. Sper să vă luați ceea ce rezonează cu voi. Este o provocare. Evident, evident dacă stați cu părinții, dacă voi vreți să vă luați un job sau să începeți un proiect și să stați separați, ar putea pentru unii să fie, să aveți discuții, evident. A, cum pleci de acasă? Tocmai acum, la, 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 la. În fine, pentru unii. Repet, pentru alții, nevoia de a începe o nouă relație cu altcineva sau pur și simplu cu voi înșivă vă, în cazul în care v-ați sătura de tradiții și de aceste sacrificii, da. În trecutul îndepărtat, trei de spade, dragii mei, se vede că ați suferit și că ați fost foarte, foarte răniți posibil în acest mediu familial. Nu contează. Repet, că sunteți soți, soții, că sunteți copii și faceți parte din această familie, ceva în trecut, așa văd, așa, vă transmit. Poate să nu mai bătreabă treabă cu familia pentru unii dintre voi, dar oricum, în trecutul îndepărtat, ați fost foarte decepționați. v Încătușat inima într-un fel sau altul. Unii. Trecutul apropiat. Patru de monede. Pentru cei, am zis mai devreme, care și-au încătușat inima, s-au concentrat mai mult pe bani ca să nu se mai gândească la această rană sufletească. S-au concentrat mai mult pe tradiții, da, și patru de monede. Și 10 de monede sunt destul de tradiționale. Bine, asta e o variantă mai joasă. Poate, unii dintre voi care vreți să începeți un nou proiect, puneți bani deoparte. Sau ați început să puneți bani deoparte. Poate unii dintre voi, am zis că variază de la persoană la persoană, ați experimentat aceste restricții tradiții și aici vedem partenerul, partenera care a fost foarte rigidă în concept, concepte în felul în care s-a purtat cu voi posibil pentru unii poate să fie un semn de pământ la care țineți foarte mult am dat destule variante pot să merg mai departe, sper viitorul îndepărtat nouă de bâte viitorul îndepărtat Evident că variază. Că sunteți voi care în continuare vă blocați pentru că ați avut niște decepții în trecut, da? V-ați protejat inimii, v-ați concentrat pe chestii oarecum materiale, pe bani, pe proiecte, pe studii, pe... Dacă mă monedele pot să însemne, însemne și studiu. Asta poate să fie un proiect pe care îl studiați de ceva timp și... Să vă provoace. 9 de bâte. Dacă nu sunteți voi răniți care încercați să stați în picioare și să creați acele ziduri sănătoase despre care am vorbit și totul să vă mențineți inima deschisă și pasiunea de a merge mai departe, de a vă bucura de acest proiect. Dacă nu sunteți voi, evident că poate să fie altcineva. Vedem. Viitorul apropiat sau prezentul. Ce frumos! Împărăteasă! împărăteasa. Deja aveți vreo patru cărți care sugerează că unii dintre voi aveți de-a face cu un taur sau cineva cu planete în semn de pământ. Trecând peste acest aspect, că nu toată lumea are de-a face cu un taur. Poate să aveți de-a face și cu gemeni vărsători balanță, poate să aveți de-a face și cu un semn de foc. Chiar și un semn de apă, dar să se manifeste altfel. În fine, ce înseamnă părăteasa? Părăteasa e de bine, e de bine. Este o energie foarte creativă. Exprimă abundență maximă. Evident că în părăteasa poate să exprime și mama. Poate mama vă, influenț vă influențează în această perioadă, într-un fel sau altul. Repet, variază de la unii la alții. Dacă nu e mama, ideea voastră. Poate sunteți voi mame și vă gândiți cum să începeți, eventual, această nouă cale, acest nou job, eventual, o nouă relație și să aveți grijă de copilașul vostru și totuși să ieșiți din aceste șabloane și tradiții, înțelegeți? Adică, voi vreți ceva nou, că în inima voastră. Și vă gândiți cum aș putea să fiu cu altcineva sau să am o altă viață și totuși să am grijă de copilașul meu. Aici este Venus. Că este taur, că e balanță, avem și aici un semn de aer. Poate să fie orice alt semn de câte ori pot amintesc. Poate să fie și bărbat, care este foarte generos și protector și vă susține în această perioadă. Are o atitudine maternă. Sunt bărbați care uneori se manifestă foarte matern. Pentru că situația îi pune, știu. În cazul în care sunt anumite femei mai reci, bărbații preiau atitudinea pe care ar trebui să o aibă o mamă naturală, normală. Da? Deci nu vă păcăliți doar pentru că e împărăteasă, trebuie ai să fie femeie. Oricum, e o energie pozitivă care vă susține în această perioadă și în această situație. Cofi cea care vă face oferta, cofi cea de acasă sau cineva de acasă care vă susține dorința de a începe ceva nou, repet, variază de la unii la alții. Sfatul. Oho, uh -huh. doi ași. Asul de băte. Iar un nou început. Deci sunteți sfătuiți să începeți ceva. Asul de băte vorbește despre un proiect creativ. Nu este obligatoriu să fie relație pasională sexuală. Evident că poate să fie și această variantă pentru unii. Da? Unii vă doriți o relație pasională eventual cu un semn de pământ. Simțiți această chimie între voi și totuși vă doriți să fie o relație care nu se termină atât de ușor. Pentru alții, repet de câte ori pot, poate să fie un proiect la care lucrați și sunteți sfătuiți să nu vă concentrați doar pe partea pragmatică, științifică, să zicem, materială, ci să veniți cu idei interesante, să îndrăsniți că vorba aia sunteți uranieni, orice ați avea în Venus oricum. Manifestați acel Uranus Acesta este sfatul. Posibil pentru unii dintre voi să existe un semn de foc sau cineva cu aspecte în semn de foc. Așa cum această etalare nu e doar pentru cei cu soare în și cei cu lună cu Venus cu ascendent, la fel, aceste cărți pot să reprezinte ascendentul Venusul unor persoane. Da? Și atunci sunt sfătuiți să vă sfătuiți, da? să vă sfătuiți, să comunicați cu ei că ați avut speaker, da? nevoia de a comunica. Și femeia la gramofon, da? Exterior, interesant. Altă arcană majoră, a doua arcană majoră, doi ași, energii destul de intense. Exterior, judecata. Poate fi un scorpion, scorpion spre săgetător. E sfârșit de scorpion. Este renaștere. Ceva din exterior vă influențează. În acest moment văd ca o iar comunicare, este o trâmbiță. Ea a fost și femeia cu gramofonul. E clar că este vorba de comunicare. Trebuie să comunicați cu cineva sau cineva vă comunică eventual niște idei interesante hmm? da? care vă... vă fac să renașteți. Vă... Sau să renașteți proiectul la care lucrați, sau relația la care vă gândiți. Sau să renașteți în aceste tradiții și să vă doriți să ieșiți din ele, da? Este posibil și așa ceva. Poate să fie un telefon, un mesaj, un e-mail, whatever, care vă salvează, nu știu, dintr-un moment de impas creativ, emoțional, financiar. Rămâne de văzut cum se manifestă la unii, cum se manifestă la alții. A, să vă arăt cum arată, da? da, da, da. Ok, ok. De ce vă este teamă de regele de băte? Interesant că apare și nouă de băte în viitorul îndepărtat. Pentru unii poate să fie un șef sau o persoană foarte autoritară. Evident că poate să fie semn de foc. Poate, deși aveți aici foc și la asfalt. Poate vă intimidează persoana. Nu e musai teamă, frică. Vă intimidează și vă este greu să o abordați. Pentru unii, evident. Tocmai pentru că este într-o poziție de autoritate. Este în poziția fricilor. Totuși, ceva. Poate, da, am mersi spirite. Poate nu aveți încredere în voi. Este o teamă, da? Și regele de băte reprezintă o persoană foarte încrezătoare. Nu aveți încredere, mai ales dacă trebuie să vorbiți în public, cum am spus la speaker, da? Depășiți momentul că o să vă bucurați de, de această forță a voastră de a vă depăși emoțiile și stresul. Evident că poate să fie cineva care încearcă să vă blocheze la un moment dat în viitor, îndepărtat, în cazul în care vreți să începeți aceste. Această relație sau acest proiect, uh -huh, posibil. Poate n-are treabă cu asul de, de bâte. Poate să fie o altă forță. De care vă este teamă? Pentru că apare și noua, da, de bute, care pune ziduri. Poate să fie același personaj, care vă blochează un pic. Dar, provocarea este să mergeți mai departe, nu? Să vă luptați. Deci ce, ce vă doriți? A, cavalerul de monede, vă doriți, și este bine dacă reușiți să și manifestați. Să studiați problema, să abordați lucrurile pas cu pas. Evident că unii vă doriți un semn de un semn de pământ. Și vreți să începeți această nouă relație sau nou proiect pas cu pas, încetțior că este o nouă etapă în viața voastră, repet, că e proiect, că este o relație. Cavalerul de monede sugerează că trebuie abordată sau cel puțin așa vă doriți. Tocmai pentru că nu aveți încredere să vă aruncați înainte ca berbecul, probabil că vreți să o luați pas cu pas, încetișor, încetișor. Dar nu foarte încet, dragii mei vărsători, că nu vă caracterizează. Adică și nici nu e sănătos. Prea încet. Da, e bine să fiți precauți, știu și eu îmi doresc o să fiu precaută, dar prea mult nu... prea mult strică. Prea mult strică. Oricum, cavalerul de monede, dacă nu sunteți voi, este o altă persoană care vine spre voi, vă oferă o relație, poate acest as de monede, o relație, un job, un proiect, care în timp va aduce stabilitate, spor, confort, ce vă doriți unii dintre voi, da? Deci, dacă nu sunteți voi, poate să fie o altă persoană. Evident că reprezintă persoană. Nu este obligatoriu să fie semn de pământ, pentru unii poate, dar are intenții stabile de lungă durată. Finalul A. Valetul. Finalul ar fi că totul se materializează. Acest cavaler vine cu o ofertă. Asul reprezintă energia din 4, din 5G. Ah, de! Doamne, ferește! Ferească! 5G! Eh, mai greșesc, am zis că o să mai greșesc. Deci valetul de monede reprezintă ori un mesaj, ori un dar, ori pur și simplu o ofertă. Poate să fie și o carte. Ok, vrei să faci proiectul ăsta? Ia cartea asta și studiază, da? Poate să vină de la același personaj, poate să vină de la alt personaj. Poate sunteți chiar voi care începeți, primiți oferta, da? Și asul și ce vă oferă acest cavaler și o studiați. Ok, mulțumesc pentru ofertă mulțumesc, ești foarte amabil, dar stai un pic să, să studiez. Cum e cu această pentagramă? Cum e dacă o sucesc așa, o sucesc invers? Uh, cavaler, nu cavalerul, vreau să zic că uh, valetul de monede reprezintă și un student. Vă comportați ca un student în ceea ce se pune acum la cale. Repet, că e proiect, că e relație, și într-o relație poți să te manifesti ca un student, să studiezi persoana, să studiezi cum poți să mergi mai departe cu persoana dragă, da? Ce-i place, ce nu-i place, nu? Dacă e student sau dacă e la locul de muncă, aveți de citit, aveți de experimentat și practic. Bine, cititul poate să fie și valetul de spade, dar e un alt fel de studiu. Aici este mai pământean. Și aveți nevoie de izolare un pic. Evident că unii aveți de-a face cu o persoană în semnul fecioarei, alții în semnul taurului, dar trecând peste aceste aspecte, că nu toată lumea va avea de -a face cu fecioară sau cu un taur, aveți nevoie de izolare. Ca să înțelegeți niște aspecte legate de acest proiect, de această ofertă, nu? să găsiți lumina în, în întuneric. Pentru că lucru e misterios, adică e ceva ce n-ați mai experimentat și trebuie, da? Și e oferta, da? E o ofertă care vine de undeva, din neant, de, de sus, din nori. Adică, într-o perioadă de probleme, vine o ofertă care vă dă o soluție, vă renaște într-un fel. Interesant. Aici ați putea fi voi, care nu comunicați foarte mult sau sunteți voi în relație cu această fecioară, dar de obicei regele de spade nu comunică să jos decât foarte rar și esențialul. Evident că poate să fie cineva, poate să fie același rege de spade, de, de foc, poate să fie oricine altcineva, dar comunică esențialul. Aveți nevoie de echilibru financiar și emoțional. Ia uite, ca să manifestați al treilea asa, adevărul, victoria, dacă e vorba de a prezenta ceva, da, victoria, că e relație, că e proiect, repet, că e job, că e schimbare de job, da? Aveți un pic nevoie de timp. La capătul setului de cărți, ce aveți? Magicianul. Evident că pentru unii poate să însemne un geamăn sau o fecioară, dar nu este obligatoriu. Poate să fie și berbec. Și în continuare, nu e obligatoriu să fie berbec. Trecem peste aspectul ăsta. Poate să fie orice altă persoană care, posibil, vă face o ofertă stabilă de lungă durată, care vrea să manifeste ceva cu voi. Da? Avem iaute. Încă un as. Și avem și aici asul, da? Cineva vrea să manifeste ceva. Poate chiar și voi vreți să manifestați acest început, această nouă etapă în viața voastră. Variază. Avem și cavalerul, aveți cavalerul de băte. O persoană pasională. Pentru unii. Haideți să dau o variantă. Deci pentru unii poate să fie semn de foc, berbec, săgetător sau uh, leu. Am avut și ei semn de foc, în fine. Deci pentru unii. Fiți atenți că sunt mai multe variante. Posibil să vină această energie, în general e aventuroasă, vine, pleacă, vine, pleacă, să dorească să manifeste ceva, dar uneori, în anumite contexte, magi -ă, magicianul nu poate să fie și o persoană manipulatoare. Ei, și atunci aveți grijă, studiați bine problema, ca să nu rămâneți plângând. Aici sunteți voi, steaua, da? Să nu rămâneți plângând, să nu intrați într-un trio, în cazul unora, da? Și să nu vă vedeți potențialul. Fiți atenți, da? Pentru că, la un moment dat, dacă veți experimenta această poveste, veți descoperi că aveți putere, puterea să vă exprimați și să. Bargeți orice blocaj sau orice structură tradițională sau care nu vă priește sau nu vă construiește și aveți răbdarea să mergeți către soare și să manifestați fericirea. Chiar dacă cineva posibil v-ar putea răni sau v-ar putea decepționa, vă oricum aveți puterea să vă vindecați și să vă transformați, să vă transformați viața și să lăsați în urmă argumente, să lăsați în urmă relații toxice. Haideți să mai dau o altă variantă, deși cred că l-am combinat la un moment dat. Nu e obligatoriu să vă decepționeze această persoană. Poate din potrivă. Este persoana pe care o manifestați. Ați chemat-o în viață pentru că ați făcut niște rugăciuni, v-ați făcut asta pentru că apare și steaua, da? O manifestați sau vrea ea să se manifeste în viața voastră. Poate această persoană să vă scoată, am zis că sunt mai multe variante, măcar două, să vă scoată din această stare de supărare, de decepții, de lacrimi. Să vă ajute să vă vindecați și să mergeți mai departe, asta chiar dacă nu e mesaj, poate să reprezintă o evoluție rapidă, o schimbare rapidă. Schimbare avem și aici, aveți și aici, da, turnul. Ei, și pentru această schimbare aveți nevoie de această relație, eventual cu semn de foc, că văd aici și leu și avem semn de foc, o relație, aici sunteți voi, vărsătorii, da, știu că e și fecioară, poate să fie fecioară leu, dar puteți fi voi, Ideea este că este un cuplu care se susține prin compasiune. Prin compasiune. Interesant este că la primele mesaje de la Angel, în timp ce am amestecat, a apărut iar atingere fizică și compasiune. Probabil că aveți nevoie să vă exprimați compasiunea prin atingeri fizice. Și uite, așa construiți o relație de lungă durată cu cineva care vă ajută să... Nu știu, să spargeți normele, tradițiile și să vă, Na, mersi, mersi, să vă reconstruiți viața cu răbdare, evident, cu răbdare, dar către această mare bucurie la un moment dat și să lăsați aceste, aceste argumente, atmosferă toxică, probabil în comunicare 3DB, trei de, trei de iar exprimă comunicare. Pentru unii poate să fie și un semn de foc, dar, repet, nu contează semnele. Și la un moment dat să vă echilibrați, da? Acest soare să vă echilibreze viața și să vă aducă justiția divină. Poate unii chiar vreți să vă separați, da? De o soție, de o mamă. Sunt multe variante, cam, eu zic am prezentat destule. Ia să le pun într-o parte. Pentru cei care vor să afle energia sexuală dintre voi și un partener, o parteneră. Hai să vedem pe scurt acum că tot nu s-a întrerupt. Avem aici, aveți aici 10 de băte, cineva ar vrea să vă ia pe sus să facă dragoste cu voi, să rupă hainele de pe voi. Ha, 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 în grădină, dar acum e cam fric pentru grădină, iar valetul de băte, iar semn de foc iar magicianul, cineva cu caracteristici de astea mai de berbec, de leu sau de săgetător, are o mare pasiune pentru voi și vrea să manifeste o nouă relație și s-ar implica cu tot, măcar sexual. Dar e cam fric să faceți dragoste în grădina, cred că, așa zic eu. Cel puțin pentru doamne s-ar putea să fie cam riscant, că doamnele domnișoare sunt mai sensibile. Vărsător, soare, luna, venus, ascendent în vărsător. Noiembrie 2019, vărsători și partenerii, partenerele lor. Ha, Vărsător, soare, luna, venus, ascendent în vărsător. Hmm. Vedem cu cine am. mă conectez acum. Ce vă doriți, de ce vă este teamă, ce își doresc ei, de ce vă este teamă lor. Yeah. <laughs> la capătul setului de cărți, 10. Octombrie, poate la sfârșitul sau octombrie, a început să vă schimbe viața. În octombrie s-a întâmplat ceva și au început să se schimbe lucrurile. Energia sexuală, evident. Dacă la început ați fost mai timid, mai precauți, începeți să vă arătați o parte din voi posibil. Roata norocului este semnul lui Jupiter. Poate să fie săgetător, poate să fie pești pentru unii dintre voi. Oricum este o schimbare de destin. Evident că poate să fie destinul însuși pentru unii dintre voi. Oh, ce frumos! Împărăteasă! Și-am văzut și mai devreme. Ce frumos! frumii Mmm, mm, mare preoteasă! Iar! Semn de apă, semn de pământ, mai mult sau mai puțin. Haideți să vedem. Împărăteasa, am mai zis-o despre împărăteasa. Este una dintre cele mai. Cred că e la fel de, de înaltă ca și vibrație cu Marea Preoteasă, Ne 2 și 3. Uh -huh. Voi vă dori să experimentați și fizic niște chestiuni, o legătură spirituală foarte profundă pe care o aveți cu această persoană. Ei, deocamdată, încă studiază și posibil, chiar dacă nu studiază, că văd ca o carte. Țin secret. Au niște secrete probabil legate de dorințele lor. Ce-și doresc? Da, țin secret ceea ce-și doresc. Încă nu exprimă. Poate un pic uh, se joacă foarte subtil, așa cum se joacă cu pisicuța, dar nu exprimă. Totuși împărăteasa, chiar dacă nu este foarte deschisă, de bine de rău arată o parte din ea. Marea preoteasă foarte puțin. Foarte puțin. Aici probabil trebuie să mai lucrați Puh, dar oricum cred că e o legătură foarte profundă spirituală, sexuală foarte profundă, foarte, n-ai cum maa, marea preoteasă și împărăteasa Puh, și de regine de ce le este teamă de ce vă este teamă în vouă, de ce le este teamă în lor hmm. interesant Aici un semn de pământ, e clar, pentru unii și aici este un semn de apă. E clar că aici este pești, prac, scorpion și aici taur, capricorn sau fecioară, dar trecând peste... Bine, evident că poate să fie și o balanță, dar trecând peste aceste... Că poate nu e obligatoriu să fie, poate să... V-am zis, poate să fie orice alt semn, dar în principiu cam asta văd. Dorința voastră este să -ți ține secret încă această relație până se dezvoltă. Ei vor să o dezvolte. Împărăteasa reprezintă o energie care crește. Adesea este reprezentată ca o femeie gravidă. Evident, aici vorbim de sexualitate și nu ne interesează partea aceasta. Dar există ceva în spate care crește. Crește, crește. Chiar dacă se controlează ca și împăratul, la un moment dat acest dragon va răbufni. Mm -hmm. Probabil că din acest motiv voi stați așa, în așteptare, studiați și țineți secret niște chestii. Nu voi ei, a, ah, sau poate voi ei, aici era poziție. Evident că puteți schimba oricând pozițiile, puteți fi voi aici și ei acolo. Dar aici sunteți voi. Ce frumos. ce vă este teamă? Regina de monede. Regina de monede. Vă este teamă ca nu cumva unul din voi să facă un cult. Pentru ceva, poate pentru, doar pentru latura fizică, pentru că vă doriți o chestie mai presus de fizic, da? Iar lor le este teamă. Da. De fapt, nu e o teamă. Încă țin secret. Da, nu e teamă. Nu, nu văd acum ca pe o teamă. Încă țin secret nevoia de a fi într-o relație foarte emoțională cu voi, de a vă hrăni sau de a-i hrăni emoțional. E vorba de... Hm. Mai e cupă? de a vă umple cupa. Ce înseamnă cupa? Înseamnă suflet, înseamnă evident și sexualitate. Dar, Deocamdată ei țin secret. Această dorință. Cred uh -huh. că așa este, așa simt, așa vă zic. A, ah, ia uite, iar judecata. Vai, ce interesant. Da? Aici. Judecata. Judecata. Este o legătură karmică foarte, foarte profundă. Aici este numărul 20 și 10. Hm. Această schimbare, am, această întâlnire de, deschi, de destin va duce mai aproape de acest suflet dintr-o altă viață. Aici este un soi de altă viață într-o imaginea voastră împreună, familia împreună, cu el, cu ea, dar într-o altă viață, așa văd acum, așa citesc. Oricum, cineva iau te luna, iar Rac sau sau pește, evident că poate să fie și scorpion secrete, iar aici este săgetătorul temperanță, aveți nevoie să vă vindecați și să vă și cât timp vă vindecați să stați așa mai, mai în secret, mai în nu, umbră. Și unul dintre voi, iar blochează, îl blochează oarecum pe celălalt. Nu este foarte deschis. Parcă ea l-ar dezbrăca. Nu e obligatoriu, poate să fie el care vrea să o dezbrace, da? Repet, rolurile se pot schimba. Dar unul nu, nu e foarte deschis. Probabil că are nevoie să-și vindece niște... Ia, regele de cupe, regele și regina. Da. Aveți nevoie de vindecare emoțională după niște traume prin care ați trecut. Cam asta e talarea pentru vărsător. Vă pup, vă doresc dragoste, creștere spirituală, numai bine. Hai că am rezistat. Ceau!